Timp de o săptămână, în perioada 26-30 septembrie, Poliția Română desfășoară la nivel național cea de-a 11-a ediție a Săptămânii Prevenirii Criminalității. Astăzi, zeci de elevi au vizitat Inspectoratul Județean de Poliție Olt de Ziua Porților Deschise. În cadrul celei de-a treia zi a Săptămânii Prevenirii Criminalității, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, a fost organizată Ziua Porților Deschise. Au fost invitați elevi din unitățile de învățământ slătinene, acestora fiindu-le prezentate tehnica din dotare, precum și li s-a prezentat aspecte privind specificul muncii de poliție. De asemenea, în cursul zilei de astăzi, polițiștii olteni vor desfășura activități pentru prevenirea săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului în toate unitățile de învățământ, dar și la sediul unor asociații de proprietari și al unor societăți comerciale. În cadrul evenimentului desfășurat cu ocazia Săptămânii Prevenirii Criminalității, copiii au putut vedea cum arată un pistol sau pușcă și care sunt echipamentele pe care oamenii legii le folosesc la intervenții. Avem bastonul cu care intervenim în cazul în care persoana intervine și ia forța asupra noastră. Avem cătușele în cazul în care persoana este recalcitrantă, nu vrea să coopereze. Îi încătușăm mâinile la spate sau în față pentru a-l imobiliza. Mai avem un spray iritant lacrimogen care imobilizează persoana timp de câteva secunde. Îi afectează ochii pentru a nu mai vedea. Exact. Nu e ceva grav, doar pe moment pentru a nu mai riposta. Tot astăzi elevii au primit materiale informative cu privire la respectarea regulilor de circulație. Este un pliant, da, cu măsuri preventive pentru copiii mici care se deplasează la școală. Ca să fiu în siguranță. Ca să fii în siguranță, da? Știi cum trebuie să traversezi ca să fii în siguranță? Da. Cum? Trebuie să te uiți în stânga și în dreapta și să treci. Pe unde se traversează? Pe trecerea de pietoni, da, și pe culoarea verde la semaforul, da? Aici sunt sfaturi preventive, le luați acasă aceste pliante. Elevii au rămas impresionați de echipamentele pe care le-au prezentat polițiștii. După ce au ascultat atenți explicațiile, cei mai mulți dintre micuți au plecat acasă cu un singur gând: să devină oameni ai legii pentru a-i prinde pe răufăcători. Am învățat despre poliție. Ce fac polițiștii? Areștează oamenii, apără legea și hoții. Și ce ai văzut acolo pe masă expus? Am văzut arme. Am văzut bârlan, cătuș, spray polarizant și arme, grenade. E arme care le folosesc pentru a prinde niște, cum fac vânători. Pentru a prinde infractorii? Da. Ți se pare interesantă meseria de polițist? Și periculoasă? Da. Ți-ar plăcea să devii și tu polițist, om al legii? Da. Și cu ce crezi că se ocupă? Cu prins infractorilor, să prinde infractori. Ți-ar plăcea să devii polițist, să aperi legea? Mi-ar plăcea. Cum ți se pare meseria de polițist? Este o meserie periculoasă? Da, e periculoasă, dar atât și frumoasă. Ți-ar plăcea să devii și tu om al legii, să devii polițist? Da. Mi-ar plăcea. Manifestările din cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității vor continua și mâine cu Ziua pentru Prevenirea Criminalității, iar în ultima zi se vor desfășura acțiuni pe linie de siguranță rutieră.